Nu vă speriați, nu este vorba de violență pe stradă, este doar o scenetă de teatru invizibil pusă în practică de micii actori din cadrul proiectului Teatru și Viața. Scopul? Reacția localnicilor. Și au fost persoane care au intervenit, care au luat atitudine împotriva violenței. Felicitări! Mulțumim! Vă mulțumim! Felicitări! 45 de elevi de la colegiile naționale Vlaicu Vodă și Octavo Nicescu, dar și de la liceul bulgar Hristo Botev au avut parte de o săptămână în care au învățat despre toate formele de teatru ale lui Augusto Boal. A fost trainingul actor și spectator din cadrul proiectului Teatru și Viața, un proiect finanțat prin granturile Spațiului Economic European 2009-2014 în cadrul fondului ONG în România, un proiect prin care Asociația pentru Dialog Intercultural își dorește ca românii să afle mai multe despre drepturile omului.